Bună ziua, dragile mele! Astăzi vom face plăcințele în formă de milk. Eu o să iau 15 grame de drojdie, o să pun un pic de apă călduță, zahăr, o să las la ridicat puțin. Așa. Aici în bol o să iau apă. Eu o să fac 5 plăcințele. Ele o să fie cu cartofi, brânză și varză murată. Am o căniță de 200 de grame și am mai pus 50-250. Nu vreau să fac multe. Și punem aici 20 de grame de sare. Așa. O să mixăm tot. O să adăugăm și drojdia noastră care s-a ridicat. O să mixăm. Am niște ulei aici. 30 de grame. Punem tot aici. Și am cernut făina și începem să punem câte un pic și să mixăm. Sunt foarte simple, dar sunt gustoase. Noi aici cam o să marg un kilogram de făină. Eu am pus 600. Cum v-am zis, mai punem făină. Și încercăm să-l adunăm deja. O să lăsăm paleta la o parte și o să-l amestecăm cu mânuța. Mai adunăm un pic și îl punem pe masă. Dacă mai aveți nevoie, mai puneți, pentru că el cere încă un pic de făină. Iată, a fost adunat aluatul nostru. Nici nu se lipește. Îl adunăm. Mie mi s-a primit așa un
aluat foarte fin. Acum o să-l împart. O să-l împart în câteva... Așa. Foarte bun aluat. Am zis că fac atât, dar mi s-a primit mult mai mult. Punem cu ulei. Facem gogoșele. Trebuie să le lăsăm să odihnească neapărat. Acum și vă demonstrez cum trebuie să le facem. Avem așa 2, 4, 6, 8 plăcințele. Acum trebuie să le punem pe așa o farfurioară. O să ungem aici cu ulei. Ele trebuie să crească în ulei și pe așa o farfurioară. Și noi o să rostogolim și o să le facem de o dimensiune cât farfuria și le punem una peste alta. Lăsăm la crescut până ele o să se întindă foarte, foarte mult fără doar cu mânuțele noastre, fără ajutorul la... Așa, și le punem pe farfurie. Una câte una, următoarea. Ungem cu ulei, următoarea, ungem cu ulei, următoarea. Le lăsăm așa jumătate de oră până ne pregătim noi cartoful. Eu am să taie varza murată și să o călesc cu un pic de ceapă. Și am făcut-o și pe următoarea. O punem aici deasupra. Ungem și aici cu ulei. Și le facem pe toate la fel. Și uitați, s-a primit așa un pat de aluat. Avem un aluat foarte flexibil, chiar îmi place cum s-a primit. Se dă la l-a făcut așa la mână. Uite așa. Vedeți? O lăsăm așa să crească și după asta luăm câte una, câte una și începem să facem. Gata, lăsăm așa pentru 30 de minute. Așa, începem plăcințelele noastre cu cartofi, brânză, varză murată și o să începem. Am pus cuptorul la încins. Scoatem așa câte una. Așa. Și începem să o întindem. Întindem cât spate din încins. Nu vă faceți griji dacă se rupe.